De joi 17 martie a intrat în vigoare legea antifumat, care este una dintre cele mai drastice acte normative ce își propune diminuarea numărului de fumători. Specialiștii susțin că fumatul este un viciu care duce la boli incurabile, nicotina fiind un drog mediu, care în timp are efecte devastatoare asupra organismului uman. Fumatul este de fapt un viciu, este un obicei prost pe care foarte mulți îl pot să îl capete încă din copilărie, din adolescență, văzând ceea ce fac părinții lor. Este un viciu pentru că este ceva toxic pentru organism. Știm foarte bine că această dependență de nicotină, deci fumatul, este de fapt o boală recunoscută pe plan internațional și este dependența de nicotină, nicotina fiind considerată un drog mediu. Dar, de fapt, nu nicotina este cea care este toxică pentru organism, ci fumul de țigară, deci fumul rezultat din arderea foilor de țigaretă prelucrate, care conține foarte multe substanțe nocive organismului, dintre care 40 sunt sigur cancerigene. În spitalul unde fumatul este interzis cu desăvârșire, amenzile date pacienților fumători vor fi descurajatoare. Nu, se va urmări prin direcțiile de sănătate publică, sunt inspectorii teritoriali zonali. De exemplu, acum câțiva ani, când s-a dat această lege pentru spital, știți foarte bine că... Nu, este o instituție publică și atunci, acum câțiva ani, s-a dat această lege, avem și noi afișul pe perete, când... Era 5 milioane amenda dacă pacientul sau dacă unul din salariații spitalului era surprins fumând. Controlul era făcut, este făcut de direcțiile de sănătate publică, de fostul Sanepid, cum spunem noi, de domnul doctor Nazaritean și echipa domniei sale. Și au fost situații când s-au dat și aceste amenzi. Asta la spital, dar în restul societăților, cu siguranță vor fi inspectori teritoriali responsabili de acest fapt. Începând de la data intrării în vigoare, deschiderea teraselor este singura posibilitate a fumătorilor de a-și putea aprinde o țigară într-un local de alimentație publică. Niciun proprietar de local nu-și va permite ca pentru un fumător să aibă neșansa de a-i se închide localul. Și atunci ați văzut foarte bine, toți se gândesc la deschiderea și renovarea teraselor și atunci când terasele vor intra foarte bine în uz pentru că se încălzește afară, pe terasă va fi voie să se fumeze. Da, dar iarna, cine facem iarna? Iarna merge pe terasă, dacă nu-i zăpadă, mergem și pe terasă. Legea antifumată a împărțit societatea în două tabere, care fiecare încearcă să-și apere drepturile. O tabără dreptul de a fuma, cealaltă dreptul de a nu fi victima fumatului pasiv, care mărește și el riscurile de îmbolnăvire. Fumătorii și nefumătorii. Fumătorii consideră că li se ia un drept de a se simți bine oriunde și atunci fumează, iar nefumătorii consideră și ei că trebuie să li se acorde un drept de a respira aer curat atunci când se distrează sau unde își petrec timpul liber împreună cu ceilalți cetățeni. Deci, dacă discutăm despre dreptul la sănătate pe care îl are absolut toată lumea, mi se pare normal... Și atunci mi se pare normal că dacă cineva se consideră prin obiceiul pe care îl are că face rău altei persoane, este normal ca acel obicei să fie jugulat, să nu-l mai aibă. Dacă dorește neapărat să fumeze și să se îmbolnăvească, să o facă singur, în condițiile în care nu este periclitată sănătatea niciunei alte persoane. Deci, practic, sănătatea este cea care primează. La Roma funcționează un cabinet de tabacologie de mai bine de 6 ani, timp în care s-a încercat implementarea programului național Stop Fumatul, program gratuit care asigură distribuirea medicației necesare. Doar intrarea în acest program costă 200 de ron, sumă percepută ca o metodă de cointeresare a fumătorului în a respecta regulile programului și a fi determinat să renunțe la acest viciu, nociv pentru el și pentru cei din jur.